Unite pe expirat înseamnă că vehiculul nu mai poate circula legal pe drumurile publice. În acest caz, înmatricularea vehiculului este suspendată automat, iar șoferul riscă sancțiuni semnificative. Șoferii au responsabilitatea de a respecta un set de reguli esențiale pentru a evita implicarea în accidente rutiere grave. Între aceste reguli se numără și obligația de a efectua inspecția tehnică periodică la intervalele stabilite. Dar ce se întâmplă dacă nu reînnoiești ITP-ul la timp? TP-ul expirat reprezintă o problemă frecventă cu care se confruntă mulți șoferi. Inspecția tehnică periodică sau ITP-ul este un control tehnic necesar pentru a verifica dacă un vehicul îndeplinește standardele de siguranță pentru a circula pe drumurile publice. Această verificare poate fi realizată fie de unități de servicii independente autorizate de Registrul Autoromân, fie de unitățile proprii ale RAR. Intervalele de valabilitate ale ITP-ului variază în funcție de vechimea vehiculului. În general, vehiculele noi trebuie să efectueze primul ITP după 3 ani. Autovehiculele cu o vechime între 3 și 12 ani sunt obligate să efectueze ITP-ul la fiecare 2 ani, iar vehiculele mai vechi de 12 ani trebuie să fie supuse inspecției tehnice anuale. Un ITP expirat înseamnă că vehiculul nu poate circula legal pe drumurile publice. În acest caz, matricularea vehiculului este suspendată automat, iar șoferul riscă sancțiuni semnificative. Este responsabilitatea proprietarului vehiculului să se asigure că realizează următoarea inspecție tehnică periodică înainte de expirarea acelei curente. În form legislației în vigoare, vehiculele înmatriculate trebuie să îndeplinească cerințele tehnice necesare pentru siguranța rutieră, protecția mediului și categoria de utilizare conform destinației lor. La expirarea sau anularea ITP-ului, în vehiculului este suspendată. Potrivit site-ului Registrului auto Român, suspendarea în încetează doar în momentul în care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică. Dacă un șofer circulă cu ITP-ul expirat, el comite două infracțiuni și riscă sancțiuni pentru ambele încălcări. Pe de o parte, conduce un vehicul fără ITP valabil, iar pe de altă parte, vehiculul este considerat neînmatriculat, deoarece înmatricularea este suspendată automat la expirarea ITP-ului. Relatează România TV.net